Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Două mame și copii acestor atacați de câini la policlinică. Protest al angajaților din penitenciare pentru drepturi salariale restante. Situație hilare la Consiliul Județean Giurgiu. Peste 1000 de candidați vor susține bacul de toamnă. Șumudică o vede pe Steaua favorită în meciul cu Astra. Două femei și doi copii au fost atacați aseară de câini în timp ce se întorceau acasă. Incidentul s-a petrecut în cartierul Policlinică din municipiu. Vecinii femeilor spun că seara și dimineața nu pot merge liniștiți pe stradă din cauza maidanezilor care au devenit tot mai agresivi. Cartierul Policlinică devine pe zi ce trece tot mai periculos pentru giurgiuvenii care locuiesc aici. Totul din cauza câinilor maidanezi care se înmulțesc necontrolat. Pentru două mame și copiilor, ziua de ieri putea să se termine tragic dacă vecinii nu le săreau un ajutor. Femeile au fost atacate de o haită de câini în timp ce se întorceau acasă de la bâlci. Una dintre femei spune că, deși este iubitoare de animale, nu poate trece peste faptul că viața propriului copil a fost pusă în pericol și nu dorește decât ca cei care se ocupă de problema maidanezilor să își facă treaba. În jurul 22:30, când ne-am întors cu copiii, eu și prietena mea, la intrarea pe potecă spre blocul A3, am fost atacați de o haită de câini. Cred că, nu știu dacă am reușit să număr sau în condițiile alea mi s-au părut că sunt foarte mulți, dar erau chiar destui. Am încercat să îi potolim, să nu avem nicio reacție față de ei, dar nu s-a putut, erau foarte agresivi, întărâtați, nu știu din care motiv. Cert este că am asigurat copiii, am realizat într-un final că am făcut un lucru greșit, spunându-le să meargă în mijlocul șoselii, dar era singura zonă luminată. În momentul în care am țipat și am strigat, vecinii de aici de la magazin au sărit într-adevăr, dar era deja foarte târziu. Prietena mea era prinsă între boscheții aceștia, eu reușisem să ajung la copii. Au sărit și au aruncat cu niște pietre, bolovani, habar nu am. Cert este că acest lucru mai rău i-a întărâtat, că aproape au ajuns până la intrarea în magazin, în agresivitatea în care o aveau și... Nu știu, e primul eveniment de asemenea învergură. N-aș vrea să fiu un martor la un eveniment mai tragic. Faptul că femeia a fost atacată și că zona este plină de câini au fost confirmate și de alți cetățeni care locuiesc aici. Oamenii spun că seara și dimineața nu pot merge liniștiți pe stradă din cauza maidanezilor care au devenit tot mai agresivi. Da, într-adevăr, sunt foarte mulți și este destul de periculos că mai vin și copiii. O să înceapă școala acum și eu am o nepoțică și vine de la școală, vine chiar pe aici, pe aleea asta, și aici a fost nenorocirea seara. Seara, dacă veniți, știți ce e aici de câini? Nu poți să trăiești, domnule, nu poți să vii. Să-l întrebați pe băiatul ăsta că dacă nu ieșea el să-l ia apere... Aseară am înțeles că o doamnă a fost atacată. Dar în fiecare seară este, foarte mulți câini. V-am înțeles, aseară am înțeles că a fost o doamnă atacată cu copil. Da. Ați fost de față? Nu. Eram aici la bancă când au venit. Când au venit fetele, eram la bancă. Și zice, aolo, dacă nu era Edi de aici, de la magazin, pe noi, noi nu puteam să trecem, era zgâriată că intrase pe niște vreascuri de astea. Nu puteam să trecem de câini. Având în vedere această situație, TV Giurgiu a solicitat un punct de vedere și persoanelor responsabile cu strângerea maidanezilor de pe străzi. Șeful serviciului, Gina Isaia, confirmă incidentul de aseară și spune că imediat ce i s-a adus la cunoștință, a luat măsuri. Cunosc evenimentul, mi-a fost adus la cunoștință și de către reprezentanții primăriei și de către persoana care a fost atacată. Am trimis echipajul de capturare, acționează în zonă. Chiar și în momentul de față, ei se află acolo pentru a strânge câini fără stăpân. Cât despre strângerea câinilor de pe străzile orașului și locurile rămase disponibile în țarcul amenajat special pentru maidanezi. Avem peste 480 de animale întreținute în momentul de față în adăpost. Se capturează o medie de 8-9 câini pe zi și cu tranquilizant și normal cu crosa de capturare.
Chiar dacă aseară cele două femei au scăpat nemușcate de maidanezi, nu putem fi siguri că în această seară alte persoane ar putea avea același noroc. Cert este că străzile municipiului au devenit periculoase, mai ales pentru copii, și asta din cauza faptului că autoritățile locale s-au arătat depășite de situația maidanezilor. Pe lângă neputința autorităților se mai adaugă și persoanele așa zise iubitoare de animale, care aleg să hrănească câinii fără să se gândească că pun viața în pericol a celor care nu doresc să facă acest lucru sau nu pot. Neacordarea de prioritate a constituit cauza unui accident rutier petrecut aseară în jurul orei 20 la câțiva metri de primăria giurgiuveană. Evenimentul a avut drept urmare avarierea celor două autoturisme implicate în accident și o spaimă cumplită a tinerilor ce le conduceau. În plus, conducătoarea auto din a cărei vină s-a produs accidentul a rămas 60 de zile fără permis. Două autoturisme grav avariate, aceasta este urmarea accidentului de circulație petrecut aseară în giratoriul din imediata apropiere a primăriei giurgiuvene, pe lângă spaima de care au avut parte cei implicați în incident. Nedoritul eveniment a survenit pe fondul neacordării de prioritate la pătrunderea în intersecție a mașinii conduse de o tânără care a izbit autoturismul condus regulamentar de un alt tânăr ce se deplasa către centrul vechi al Giurgiului. Ieri, în jurul orei 20, o tânără de 27 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe bulevardul CFR la sensul giratorului din fața primăriei, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un tânăr de 18 ani din municipiul Giurgiu, intrând în coliziune cu acesta. Din accident au rezultat doar fagube materiale, fără victime. Cei doi conducători auto, care s-au ales cu mașinile deteriorate, au fost testați cu etilotestul, constatându-se că nu au consumat băuturi alcoolice. Neatenta șoferiță, din vina căruia s-a produs evenimentul, a ieșit cea mai șifonată din întâmplarea de aseară, căci pe lângă pagubele materiale suportate, s-a ales cu permisul ridicat pentru o perioadă de 60 de zile. Deținuții au ajuns să aibă mai multe drepturi decât angajații din penitenciare. Cadrele nu beneficiază de niciun fel de protecție, orele suplimentare nu le sunt plătite de 8 luni, în timp ce deficitul de personal este chiar și de 40%. Cam acestea sunt nemulțumirile lucrătorilor din penitenciarele din România, care au declanșat o acțiune de protest, întrucât Ministerul Justiției, în complicitate cu administrația penitenciarelor, au depășit limita de toleranță a personalului. Joi, Sindicatul Național al Penitenciarelor din România va protesta în fața sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor ca urmare a nerespectării ultimatumului stabilit de sindicaliști pentru plata integrală a drepturilor salariale restante de 8 luni. Aceasta nu este însă singura nemulțumire a angajaților din penitenciare. Revendicările vin din toate zonele de activitate, dar cele mai grave probleme sunt cele legate de deficitul de personal, care a condus la acumularea de ore suplimentare nerecuperate și concedii de odihnă restante din 2014. De asemenea, misiunile operative de escortare, supraveghere și pază a deținuților reprezintă un risc enorm pentru cadrele din penitenciare, iar până acum nimeni nu a luat nicio măsură. Ministerul Justiției, precum și Administrația Națională a Penitenciarelor, nu iau în calcul aceste probleme pe care le avem. Refuză dialogul și au o atitudine sfidătoare la adresa personalului din penitenciar. În ceea ce privește penitenciarul Giurgiu, problemele sunt multiple, însă cele mai grave țin de deficitul de personal, care se ridică la 40% în sectorul operativ, și de lipsa protecției cadrelor, care sunt amenințate, terorizate și chiar agresate de către deținuții, care au ajuns să aibă mai multe drepturi decât angajații. O altă problemă este vorba de autoritatea angajatului asupra persoanei private de libertate. Tot din cauza legislației care permite acest lucru, autoritatea angajatului a scăzut aproape la zero. Penitenciarul Giurgiu are un număr de 1400-1500 de deținuți, aproximativ. Este un număr care fluctuează de la o săptămână la alta. Suntem în sectorul operativ 150-170 de angajați. Se lucrează la limita de risc pentru personal, respectiv la limita de risc. Să lucrez cu un angajat pe o secție, cu disimul, este o problemă pe care exterior nu o înțeleg. Dar dacă ar intra un pic în interior, ar înțelege cu adevărat la ce ne referim.
pentru că nici Ministerul Justiției și nici Administrația Națională a Penitenciarelor nu au reacționat la doleanțele angajaților din sistemul penitenciar. Joi 13 august, sindicaliștii vor protesta în fața sediului Administrației Penitenciarelor, zi în care toți salariații din penitenciare vor purta banderole negre în semn de doliu pentru pierderea demnității unei profesii. În ultima vreme, aproape la fiecare ședință a Consiliului Județean se înregistrează și situații care nu prea au legătură cu subiectele discutate, dar, în schimb, sunt amuzante. Așa s-a întâmplat și ieri, când elementul surpriză a fost reprezentat de turism. Prima referire la turism a făcut-o consilierul Constantin Buduru, cel care a avut și el o intervenție atunci când se discuta despre acordarea de sprijine financiare pentru biserici. Buduru a încercat să fie cât mai convingător și, într-un fel, chiar a reușit, mai ales că a inventat ad hoc un nou concept pentru turism și anume turismul mortuar. Pe vremea comunismului erau foarte puțini biserici. Acele biserici făceau ca pe ultimul drum sau când era un eveniment, o nuntă, un botez, acei oameni să facă un turism mortuar, un turism de nuntă, un turism de botez. Fiecare. Atâta de ceapa, dar vreau să vă spun că lumea și 8 km pe jos după un mort și majoritatea mor la vârste la etale. Nu a trecut mult timp și a apărut în sală, în plină desfășurare a ședinței, consilierul municipal Ionel Dinu. Cunoscut pentru stilul său original, Dinu a fost ca un turist venit la plimbare. A trecut nonșalant prin sală, salutând în stânga și în dreapta și după 2-3 minute a ieșit la fel de relaxat. După acest episod, președintele Vasile Mustățe a intervenit pentru a putea continua ședința, iar aceasta chiar a continuat ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Mezeluri păstrate la temperaturi de aproape 40 de grade și produse congelate ținute la ambient neconform. Asta au găsit inspectorii OPC în cadrul unui control privind protecția consumatorilor la comercializarea și depozitarea produselor alimentare. Comercianții depistați au fost sancționați cu amenzi în valoare de 14.000 de lei. Pe tot parcursul lunii iulie, inspectorii OPC au efectuat 24 de acțiuni de control la operatorii economici care comercializează produse alimentare. Verificările au vizat protecția consumatorilor în ceea ce privește comercializarea, depozitarea și expunerea produselor alimentare. În cadrul acestora, inspectorii OPC au avut parte de adevărate surprize. Mezelurile erau păstrate în vitrinele frigorifice la temperaturi de aproape 40 de grade. Având în vedere temperaturile caniculare, instituția noastră a declanșat un control tematic propriu care a vizat modul de respectare al temperaturilor de depozitare și păstrare a produselor alimentare. În acest scop au fost verificați 24 operatori economici. La 4 dintre operatorii economici s-a constatat faptul că produsele de ciocolaterie, mezelurile erau păstrate la temperaturi necorespunzătoare, respectiv temperaturi ambientale peste 35 de grade Celsius. La unul dintre operatorii economici, în vitrina frigorifică unde erau expuse preparatele din carne, temperatura de depozitare era de 12 grade Celsius, motiv pentru care preparatele prezentau și caracteristici calitative organoleptice neconforme, respectiv mucegai și ligă pe suprafață. În cadrul acțiunilor de control au fost întocmite 5 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au dispus măsurile de oprire definitivă și retragerea voluntară din circuitul consumului uman a 36,720 de kilograme produse alimentare în valoare totală de 394 de lei și au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare totală de 14.000 de lei și un avertisment.
În multe din barurile și bodegile de cartier și în special în cele de la țară, consumatorilor de băuturi alcoolice li se vând produse contrafăcute pe post de vodcă sau țuică. De aici și prețurile extrem de mici. Numai departe de ziua de ieri, polițiștii au confiscat 600 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute vândute atât în municipiu cât și în județ. În crâșmele de cartier sau în cele de la țară, suta de mililitri de țuică sau vodcă nu sare de 2-3 lei. Ieftin pentru clienții fideli ai bodegilor, care din dorința de a bea neapărat ceva, nu sunt interesați neapărat de ceea ce li se toarnă în pahare atâta timp cât conține alcool. În unele cazuri, băuturile sunt contrafăcute, ceea ce au și descoperit polițiștii giurgiuveni în cadrul unei acțiuni de amploare soldată cu 6 percheziții domiciliare. În ziua de 11 august anul curent, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale, precum și de la Poliția Municipiului Giurgiu, au desfășurat o serie de percheziții pe raza Municipiului Giurgiu și în județul Giurgiu. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au identificat peste 600 de litri de alcool, cu privire la care există suspiciuni că este contrafăcut sau a cărui proveniență nu a putut fi justificată. În barul uneia dintre societățile comerciale au fost identificate sticle ce purtau eticheta unor mărci înregistrate, în care se aflau băuturi alcoolice contrafăcute, obținute din diluarea alcoolului și completarea cu diferite esențe. În urma perchezițiilor au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor 600 de litri de băuturi alcoolice spirtoase, despre care există indicii că sunt contrafăcute și nu a putut fi justificată proveniența. Perchezițiile s-au bucurat și de sprijinul de specialitate al compartimentului de operațiuni speciale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de deținere în afara întrepozitului fiscal de produse accizabile, în speță băuturi alcoolice. Absolvenții de liceu care au trecut de prima sesiune de bacalaureat și nu au promovat mai au o șansă luna aceasta, când se va organiza cea de-a doua sesiune. Din județul Giurgiu s-au înscris până acum aproape 1100 de elevi repartizați în 5 centre de examen. A doua sesiune a examenului de bacalaureat va începe în prima zi a săptămânii viitoare, în 17 și 18 august, fiind programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și cele în limba maternă. În perioada 18-19 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar pe 20 și 21 august evaluarea competențelor digitale. Din 24 august încep probele scrise cu limba și literatura română, apoi pe 25 august va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă. Pe 26 august va fi proba obligatorie a profilului, pe 28 august proba la alegere a profilului și specializării, apoi pe 31 august se vor afișa rezultatele până la ora 12. În intervalul orar 12-16 se vor putea depune contestațiile. Pe 1 și 2 septembrie acestea vor fi rezolvate, lucrările fiind reevaluate de către o altă comisie, iar pe 3 septembrie vor fi afișate rezultatele finale. Absolvenții de liceu din Giurgiu, care s-au înscris la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, vor susține probe în 5 centre de examen. Două dintre acestea vor fi organizate în municipiul Giurgiu, la Colegiul Național Ion Maiorescu și la Liceul Nicolae Cartojan. La Nicolae Cartojan vor susține examenele absolvenții acestui liceu și cei de la Liceul Tehnologic numărul 1, iar la Maiorescu absolvenții celorlalte licee din municipiu. Alte 3 centre de examinare vor fi constituite în județ. Unul la Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale, al doilea la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăilești, unde vor susține examenul și candidații de la Liceul Mihai Viteazul din Călugăreni, iar cel de-al treilea centru va funcționa la Liceul Udriște Năsturel Hotarele, unde se vor prezenta și candidații de la Liceul Tehnologic numărul 1 Prundu. Câți dintre noi n-am auzit oare de stabilirea a fel și fel de recorduri mai mult sau mai puțin năstrușnice, cu sau fără aplicabilitate în practică, dar demne de trecut în faimoasa carte a recordurilor? Despre aportul a doi frați gemeni britanici la apariția celebrei Guinness World Records vă dăm de știre în cele ce urmează, pentru că aspecte biografice din viața gemenilor se împletesc cu înregistrarea performanțelor. Cele mai surprinzătoare recorduri stabilite de diferiți oameni de pe Terra sunt cuprinse în faimoasa Guinness Book of Records și de aici nu lipsesc deci performanțe rarisime, precum cele la care au ajuns de exemplu John Hicks, rapidul devorator de ciocolată, nemțoaica Julia Gansa, Slata, pentru meritele de a sparge baloanele cu spatele sau de a fi cea mai flexibilă femeie din lume, ori, de exemplu, al bucătarilor care au realizat cel mai mare burger, 50 de kilograme în greutate, și de ce nu, recordul înregistrat
dat de Cozy Paul, renumitul baterist, constând în lovirea a 400 de tobe în mai puțin de un minut. 3, 2, 1, go! Ei bine, pentru publicarea unor astfel de performanțe în renumita carte a recordurilor, o esențială contribuție au avut-o frații gemeni britanici Norris și Ross McQuarter. Născuți pe 12 august 1925, ei au devenit cunoscuți pe plan internațional pentru înființarea Guinness World Records, carte în care au scris și actualizat recorduri între anii 1955 și 1975. După asasinarea lui Ross, în 1975, Norris contribuie ca editor la apariția faimoasei publicații. Atât Ross cât și Norris erau jurnaliști sportivi când în 1951 au avut ideea înființării unei agenții în cadrul căreia primeau fel de fel de vești și date pe care le considerau necesare în întocmirea materialelor publicate ca gazetari. Așa s-a născut ideea apariției cărții recordurilor în mintea fraților britanici, fiecare fiind coautor al renumitei publicații. De nu omis ar mai fi și faptul că, dincolo de jurnalism, gemenii britanici au susținut o serie de activități în sfera politicului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează sport, meteo și o ediție specială. Nu ratați în această seară nici emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în direct. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Întâlnirea din această seară dintre Astra și Steaua este considerată derbiul etapei și se anunță de mare interes în condițiile în care echipa lui Șumu Dică nu are încă victoria acasă în Liga 1, în timp ce Steaua poate bifa al treilea succes consecutiv în deplasare, după victoriile cu Pandurii și Botoșani. La conferința de presă organizată aseară la Giurgiu, Șumu Dică a declarat că, deși și-ar dori o victorie, prima favorită a partidei rămâne Steaua, mai ales că Astra are probleme de lot. Ați menajat ceva jucători, va fi mai ușor acum să puneți un prim 11 pentru meciul cu Steaua, care să reușească să vină echipa campioană? I-am menajat, au fost accidentați marea majoritate dintre ei și în continuare sunt accidentați. Vedeți, vedea mâine primul 11. Deci aveți ceva probleme de lot? Da, avem probleme mari, a plecat și Takayuki, avem probleme destul de mari. Astra e favorită? Da. Nu, Steaua e favorită. De ce? Fiindcă este campioana țării, este echipa care tot timpul este peste tot la televizor, camerele de la vedere, îi urmăriți peste tot. Nu e logic. Dacă peste tot, toată lumea, ați văzut și voi comentatorii, când e mingea la un jucător de la Steaua, parcă își prinde degetul la ușă. Dar totuși după derby mai pare echipa campioană. Care derby? Cu Dinamo? Da. Da, cu siguranță. Ei sunt favoriți și îi respectăm. Au mult mai multă experiență decât noi. Noi suntem o echipă mică care încercăm să ne impunem și noi an de an și să facem campionatul cât de cât mai frumos. Steaua va juca astăzi cu prima garnitură, singurul absent fiind Nicușor Stanciu, care nu și-a revenit complet după accidentare. Față de meciul contra Dinamo, Steaua va avea o singură modificare în primul 11. Toșca îi va lua locul lui Ierme. Echipele probabile sunt Astra, Lung Junior, Chieroș, Găman, Horoș, Moraeș, Dandea, Boldrine, Nache, Texteira, Dea Morim și Budescu. La Steaua vor juca Cojocaru, Alsenat, Pap, Varela, Toșca, Muniru, Brevelt, Adipopa, Kipciu și Tade. Jucătorii Astrei s-au obișnuit cu ritmul infernal în care se succed partidele și spun că un meci la 3 zile nu îi mai deranjează. La conferința de presă de aseară, Florin Lovin a vorbit despre întâlnirea frontală cu Steaua, echipă la care a jucat multă vreme. Va fi pentru mine personal un meci special, dat fiind faptul că am evoluat acolo 5 ani de zile și foarte mulți membri din stafful Stelei sunt prieteni de-ai mei. Dar când ai o carieră destul de îndelungată ca a mea, trebuie să te întâlnești cu astfel de momente și cred eu că prietenia și astfel de lucruri vor fi, eu știu, numai înainte și după meci, iar în timpul meciului fiecare își va urmări interesul.
Portughezul Filipe Teixeira consideră meciul cu Astra ca fiind foarte important, chiar dacă urmează dubla din play-off-ul Europa League. Trebuie să fie un meci frumos. Ne așteptam un meci dificil, dar jucăm acasă. Sper că să fie un stadion plin și să facem ceea ce putem să iau 3 puncte. Domnul Șumudic a spus că preferă să piardă cu Steaua numai să se califice în grupele Europa League. Tu? Eu acum meci următoare Steaua. Trebuie să le câștigăm. Să continuăm cu obiectivul nostru. Dacă mi întrebă dacă prefer să câștig unul și să pierd altul, normal că sunt din părerea lui Șumi, dar eu vreau să câștig unul. Dai un gol cu Steaua? Nu știu, să vedem. Important e să câștigăm meci și echipa să joc bine, să avem plăcere de pe teren și asta e mai important. Mai multe amănunte despre această partidă, precum și interviurile integrale cu Marius Șumudică și jucătorii, imediat după știri, în ediție specială. Pentru meciul de diseară, peste 100 de jandarmi din Giurgiu și Ploiești vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării partidei. Forțele de ordine au clasificat partida ca fiind una cu risc mediu, pentru că fanistelei nu au făcut rezervări de bilete și nu au anunțat că vor veni număr mare din București la Giurgiu. Inspectoratul Județean de Jandarmi mai anunță că accesul spectatorilor în incinta stadionului se va realiza începând cu ora 20:15 prin locurile special amenajate din Alea Fabricii de Zahăr, strada Cionsei Hardy și Alea Plantelor. Pentru partida din această seară se vânduseră până la ora 16 aproximativ 6.000 de bilete și sunt șanse mari ca stadionul Marin Anastasovi să aibă toate locurile ocupate. Fanii Astrei din Liga Suporterilor au participat aseară la antrenamentul echipei, iar astăzi au fost la Inspectoratul Județean de Jandarmi și apoi la Clubul Astra, pentru a face cunoscute noile mișcări coregrafice ce vor apărea în tribune. Una peste alta, pe câțiva dintre suporteri i-am prins la un mic interviu, subiectul fiind legat evident de pronosticuri. Pregătiți pentru meciul de cu Steaua? Bineînțeles, ca de fiecare dată, întotdeauna suntem pregătiți. Că este bine, că este rău, nu contează. Să înțelegem că galeria a pregătit ceva special? Nu, de data asta nu am pregătit nimic. Încercăm să pregătim pentru meciul cu Almar. Să dăm mai întâi un pronostic pentru meciul cu Steaua. Un pronostic. Păi dacă stăm și un pic și ne gândim, pentru ultimele 3 meciuri ne-a bătut cu arbitru, o dată, a doua oară, iar așa pe jumătate cu arbitru și am făcut un egal. De data asta e rândul nostru, îi batem rău. Pregătiți pentru meciul cu Steaua? Da, de când s-a făcut programarea turului, așteptăm acest meci, mai ales că Astra e pe val. Vrem prima victorie acasă în campionat. Vrem să fie stadionul plin, să încurajeze Astra. Un pronostic? Victorie. Mai exact? 2-0. Cu privire la suporterii care vin pe stadion și mai ales la aspectul legat de afinitatea acestora pentru una din cele două echipe, am discutat cu un alt suporter. Cum crezi că o să fie stadionul mâine seara? Păi sperăm în primul rând să fie plin, dar sperăm să fie plin de giurgiuveni care să susțină Astra Giurgiu și nu rivala. Cum deja ne-am obișnuit la acest derby, majoritatea giurgiuvenilor susțin Steaua. Sperăm să le facem față și clubul să încerce într-un fel să nu lase prea mulți steliși pe stadion și să-i batem pe teren. În tribune e mai greu. Un pronostic? Un pronostic, zic, 1-0, am fi foarte mulțumiți. Am lăsat mai la urmă problema arbitrajului, un capitol la care Astra este mai mereu defavorizată. O părere cu privire la arbitraj? Mi-aș dori un arbitraj corect, având în vedere că toate meciurile jucate cu FCSB-ul au fost decise de deciziile greșite ale arbitrilor. Când a fost Tudor, când a fost Colțescu, n-am scăpat, tot Colțescu a venit peste noi, dar poate echipa să fie foarte bună mâine și deciziile arbitrului să nu influențeze scorul și rezultatul final.
presiunea caniculară și disconfortul termic vor persista în vestul și sudul teritoriului, iar la nivelul întregii țări se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 29 și 38 de grade. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare în jumătatea de est a țării și la munte, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vremea rămâne tot caldă și la Giurgiu, unde se vor înregistra 35 de grade Celsius în municipiu, la Comana, Ghimpa și Izvoarele și doar un grad mai puțin la Hotarele, Bolintin Vale și Mihăilești. Vântul va sufla cu o viteză de 12 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 39%. Apele Dunării sunt în creștere cu 10 cm, cota probabilă fiind -9 cm.